Salutare! Bine ați venit la emisiunea Next, o emisiune despre educația viitorului. Și eu sunt gazda voastră din această seară, Silvia Floarea, sunt antreprenor în educație, coordonez de 5 ani deja un program de învățare alternativă pentru liceeni, se numește Learnity, și invitatul din seara asta pentru prima mea emisiune pe care o găzduiesc este Traian Brumă, pe care doar întâmplător îl știu destul de bine de câțiva ani. Este cofondator al Universității Alternative, Universitatea Alternativă la care am fost tot întâmplător și o studentă și care este o altfel de universitate față de ce știe lumea despre ce se întâmplă în învățământul superior. E pe bune centrată pe student, în loc de facultăți are comunități de practică. Studenții își personalizează parcursul în învățare și își aleg ce vor să învețe și probabil că multe altele despre care o să ne mai spui tu. Cu Traian vorbim în seara asta despre educație, evident, dar un pic altă tipologie de educație, poate ceva cu care suntem mai puțin familiari, o educație în care e mult pus accentul pe libertate. Și o să ne spună Traian de ce consideră el că este importantă libertatea în educație. Cum arată sistemele de educație alternative bazate pe libertate din țările pe care le-a vizitat într-o călătorie făcută recent? Cum anume măsurăm impactul în educație, dacă avem unul, la cine raportăm, când, mai ales atunci când vorbim de libertate și personalizare în învățare? Dacă ai niște bune practici pe care am putea așa să le integrăm, poate chiar în sistemul actual sau de furat, de făcut pe acasă, vedem dacă avem ceva din subiectul ăsta de scos. Care e legătura între educație și celelalte sisteme din care facem parte? Și cred că ăsta e un subiect cu aparte delicios pentru tine, Traian. Și, desigur, despre arta de a învăța, un alt subiect despre care mă aștept să vorbești cu mare pasiune. Așadar, Traian, partea asta de educație n-a fost din prima pe listă la tine. A apărut ulterior. Chiar deloc, ok. Ai dat la Politehnică la un moment dat. Da. Deci cum ai ajuns de la Politehnică la educație? Și mulțumesc că ai acceptat invitația. Că nu și eu mulțumesc, mă bucur să fiu aici. Cum am ajuns la educație? Dintr-un accident fericit, fericit, ca să zic așa. Eu am mers la Politehnică cu ideea că o să-mi fac o companie, o să fac bani și așa o să trăiesc fericit. Până la adânci și bătâneți. Da. Ce s-a întâmplat în Politehnică e că foarte repede, după vreun an așa de Politehnică, am devenit revoltat pe ce se întâmpla. Multe lucruri nu-mi plăceau, dar cel mai tare nu-mi plăcea că n-aveam eu control asupra propriei mele educații. Am intrat în organizația studenților, acolo vreo 4-5 ani de zile, împreună cu alții, am militat pentru transformarea învățământului superior din România. Am făcut tot felul de proiecte, unele ne-au ieșit, altele nu, dar ce știu e că nu s-a schimbat învățământul de mâna noastră. Așa că câțiva dintre noi am zis hai să facem noi o universitate așa cum credem că ar trebui să fie. Și așa am ajuns să fondăm Universitatea Alternativă la care tu ai fost student. Ok, ok. Și ce a însemnat Universitatea Alternativă într-o prima etapă? Într-o prima etapă ne numeam Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești. Și ideea inițială era să facilităm învățarea studenților unii de la ceilalți. Noi nu predam nimic, Okay. Nici măcar nu invitam pe alții să vină să predea, ci invitam pe membrii organizațiilor studențești cu care lucram atunci să învețe unii de la alții. Unul dintre procesele lor importante era să recruteze oameni noi în organizațiile lor și să integreze, pentru că se schimbau generațiile foarte repede. Și era esențial cum anume atragi noi studenți în organizația ta, cum îi integrezi, cum îi înveți să facă câte ceva. Așa că noi am făcut o comunitate de practici pentru cei care recrutau noi voluntari în organizațiile studențești. Și se întâlneau și pur și simplu învățau unii de la alții. Ok, și a prins acest model de educație, de sharing, de metode, de cum au reacționat? A prins foarte bine. La început, am început cu 20 de oameni din 10 organizații studențești.
În primul an, deja după prima iterație de vreo câteva luni, aveam o comunitate de vreo 100 de oameni și cu asta am mers mai departe. Adică am îmbogățit modelul de la de acolo, de la a facilita aceste întâlniri de schimb de experiențe, am tot adăugat de-a lungul timpului. Și unde a ajuns într-un final la cea mai frumoasă formă, Universitatea Alternativă, plecând de la varianta de centru de resurse pentru organizații studențești? Păi am ajuns să ne numim Universitatea Alternativă și asta a fost un pas mare, pentru că la început nu spuneam că noi, niște proaspăți absolvenți de facultate, facem o universitate. Ba, chiar mi-aduc aminte că era Universitatea Viitorului, apropo de educația viitorului. Da, așa se numea prima noastră broșură a studentului, era Universitatea Viitorului. Am reușit să ne mutăm din casa bunicii lui Vlad, am reușit să ne mutăm într-un sediu al nostru cu două etaje, undeva pe la Romană, deci în mijlocul Bucureștiului. Aveam și grădină, era liniștit acolo, a trebuit să renovăm tot spațiul ăla. Deci spațiul a fost un mare progres. Iar acea broșurică de care zici, Universitatea Viitorului, descria ce făceam noi un an de zile și era un model destul de dezvoltat chiar de pe vremea aia. Cred că făceam așa aproximativ vreo 100 de evenimente în fiecare an. Deci la 3 zile noi mai organizam ceva. Și asta numai ce organizam noi, dar am organizat și studenții. Studenții. Multe altele. În plus, față de astea, erau, cred că, mii de întâlniri unul la unul se întâmplau în comunitatea asta. Deci în vârful Universității Alternative erau vreo 170 de studenți și fiecare dintre ei puteau să aibă fie o relație de consiliere pentru autonomie în învățare, fie o relație de mentorat sau o relație de coaching. Deci, dincolo de evenimentele care se întâmplau, erau și relații din astea individuale de mentorat, coaching, consiliere. Un pic despre programul de dezvoltare a autonomiei în învățare, ne spui? Cum funcționa? Da. L-am început pentru că am observat, noi care aveam multe fantezii despre învățare și cum poate fi ea, vedeam că e plin de resurse în jurul oamenilor cu care lucram. Resurse despre cum să recrutezi în organizația ta, cum să te organizezi și așa mai departe. Și noi înșine organizam destule lucruri. Doar că observam că oamenii cu care lucrau nu prea le legau ei singuri și nu le foloseau la potențialul maxim. Adică noi găseam cursuri online, găseam cărți, găseam o grămadă de chestii doar pe internet și vedeam că ei nu le caută, nu le găsesc, și vin și întreabă lucruri pe care le găsești până la urmă pe Google sau... Pe toate gardurile, cum s-ar zice. Da, da, da. Și ne-am dat seama că mușchiul ăsta al învățării autonome este atrofiat de școală și de experiența educațională. Ni se pare că să învățăm ceva serios de care avem nevoie, ni se pare că trebuie să ne explice cineva, să ne bage cineva pe gât. Așa a apărut nevoia. Și de atunci am zis, hai să inventăm un proces prin care să ne... ajutăm reciproc să ne șlefuim un pic abilitatea asta de a învăța. Și de atunci, practic, o generație, când intră cineva în Universitatea Alternativă, unul dintre programele la care are acces este această consiliere pentru autonomie în învățare și ești consiliat de un student care e cu un an mai bătrân decât tine în comunitate. Și care a trecut deja prin proces la Și care a trecut prin proces. Ok. Îți mai zic dacă putem să vorbim o misiune întreagă despre asta. Despre autonomie în învățare, sunt convinsă. Spune-mi până unde ai rămas cu Universitatea Alternativă și ce s-a întâmplat când ai decis să o iei într-o altă direcție, într-o călătorie, mai exact. Eu în continuare sunt parte din Universitatea Alternativă, deci n-am plecat din comunitatea asta niciodată. Doar că în 2014... viața de antreprenor în educație, după cum știi și tu, nu e simplă. Pentru mine, cu siguranță, nu era simplă atunci. Non-stop făceam doar asta și doar la asta mă puteam gândi. Și credeam că Universitatea Alternativă depinde de prezența mea și nu se poate dezvolta fără mine acolo. Și asta mă apăsa foarte tare. Dincolo de faptul că poate îmi hrănea și orgoliu, mă apăsa. Și în 2014, într-un camp, într-o tabără a noastră anuală, pe care pentru prima dată nu o organizam și eu,
mi-am dat seama că universitatea merge și fără mine. Campul ăla s-a întâmplat foarte bine fără mine. Fără o implicare prea mare din partea ta? Da, eu chiar credeam că nu o să iasă bine. Și a ieșit. Mai bine decât orice camp de până atunci. Și am zis, hei, uite, universitatea asta e vie. Și n-are așa mare nevoie de mine. Așa că în momentul ăla mi-am creionat un proiect de învățare pe care poate îl aveam în mine, dar nu eram conștient de el. Și am zis, o să plec un an de zile în jurul lumii să văd și pe alții care încearcă să reinventeze educația superioară. Okay. Să vorbesc cu ei și să scriu o carte despre asta, despre tot ce am învățat anii ăștia, că se adunaseră deja aproape 8 ani. De experiență în educație alternativă. Da. Și aveam multe de zis, multe gânduri de ordonat în capul meu și multe de descoperit și despre lume și despre educația alternativă din lume. Așa că am plecat în această călătorie care, în loc să dureze un an, a durat 2. Și întrebarea cu care ai plecat mai specific a fost despre libertate, despre fericire. La ce ai încercat să-ți răspunzi? Am avut o libertate mai generoasă, o întrebare mai generoasă, mai largă. Era despre cum trăiesc cei 7 miliarde de oameni de pe planeta Pământ. Cum trăiesc ei, că nu știam, în afară de Europa nu călătorisem. Ok. Ce înseamnă viață bună pentru ei și cum învață să ajungă acolo. Adică să trăiască acea viață bună așa cum și-o definesc ei înșiși. Mm-hmm. Ok. Deci am avut un pic ambiția de a mă duce dincolo de educație, de a înțelege cum trăiesc oamenii în jurul lumii. Ok. Și cam câte proiecte educaționale ai reușit să vizitezi în ăștia aproape 2 ani? Au fost 19 țări și cred că au fost peste 100 de proiecte. Peste 100 de proiecte. Poate okay. Chiar mai multe de atât. Nu doar universități? Nu, am vizitat tot felul de proiecte. Universități, comunități, școli, afaceri sociale și așa mai departe. Ok. O să te rog acum să ne povestești așa puțin din cele mai palpitante, fascinante, nu știu, proiecte mișto din educație alternativă bazate pe libertate. Adică cum arătau proiectele alea, școlile alea, universitățile alea? Ce te-a marcat? Multe m-au marcat. Am văzut așa de multe lucruri. La un moment dat mi-am ales 7 dintre universitățile astea, dintre locurile astea pe care le-am văzut. Am făcut o listă de 7. De ce 7? E un număr care îmi place și la Universitatea Alternativă avem un curs pe care îl facilitez într-un fel. Se numește Schools Around the World. Uh-huh. Și una dintre provocările acestui curs este să-ți faci lista ta de 7. Sună un număr bun. 7 locuri, 7 școli care te definesc. Așa că mi-am făcut și eu lista mea cu 7 școli, 7 universități care m-au impresionat, au schimbat ceva în mine și au lăsat ceva valoros în mine. Ok, deci ai câteva idei despre da. Ce urmează să-mi povestești. 7. Da, nu să putem vorbi școli. Despre toate. Pe scurt, un pic. Pe scurt. Să-ți dau câteva exemple. Au fost doi gânditori pe urma cărora am luat-o. Unul e Ivan Ilici, care a scris The Schooling Society, și celălalt e Paulo Freire. Și am găsit două proiecte în Mexic care urmează cumva gândirea lor. Ambele proiecte sunt în mediul rural și indigen din Mexic. E o situație specială, într-un fel. Un mediu, în general, foarte defavorizat. Și am văzut două abordări diferite asupra unui context relativ similar. Și o să zic de ce asta e, de ce e libertate. De exemplu, una dintre universități, cea care continua cumva gândirea lui Freire, se numește Universitatea Campesina Indigena, Universitatea Țărănească Indigenă. Funcționa într-un sat. Acolo s-au dus niște oameni undeva pe la 20 și ceva de ani, când de-abia terminau facultatea, s-au dus și au creat o școală primară.
într-un sat care n-avea electricitate, n-avea de niciunele. Oamenii care au trecut prin școala lor primară aveau nevoie de o școală secundară, așa că au creat și o școală secundară. Când, după care tot așa au ajuns să creeze o universitate pentru locul respectiv. Păstrând totodată ciclurile de învățare anterioare. Dându-le mai departe, ca să zic așa. Uh-huh. Toate proiectele astea încă există, dar preluate de alți oameni, de alte instituții, okay. Integrate în sistemul mai mare. Și inițial i-a urmat viziunea de ce înseamnă dezvoltare, pe care o promovau agențiile, să zicem, Națiunile Unite. Sau viziunea asta de ca să dezvolți un sat, trebuie să-i bagi canalizare, apă caldă, curent și așa mai departe. O viziune care s-a dovedit că nu funcționa. Aducea mai multă nefericire decât fericire. Și ce cred că a însemnat pentru oamenii de acolo libertate a fost să-și definească propria lor ce înseamnă viață bună. Cum ar vrea să arate comunitatea în care trăiesc. Cum ar vrea să arate comunitatea și nu era vorba despre apă și despre canalizare și despre joburi. Era vorba despre armonia comunității, despre demnitatea vieții lor, despre a-și păstra tradițiile și limba, de exemplu, și așa mai departe. O viziune foarte diferită față de cea care era chiar împinsă către ei, nu doar promovată, împinsă agresiv. Și deci această universitate, practic, era în situația foarte dificilă de a ajuta aceste comunități care se dezintegrează și o cultură care se pierde să se revalorizeze pe sine, să-și revalorizeze cultura, într-un mediu în care, de exemplu, chiar părinții le spun copiilor că n-au ce să facă în satul ăla, să plece, să se ducă, să-și găsească norocul oriunde în lume. Deci, și e foarte greu să schimbi aceasta, pentru că în cultura globală, care îți vinde niște ceva ambalat foarte frumos. Și standard de cele mai multe ori. Da, în momentul în care te uiți la tine și te compari cu ce ți se vinde, automat te devalorizezi. Se pare că ce ai tu nu e așa de bun. Nu conduce mașini scumpe în satul nostru. Nu trece niciun Ferrari pe aici, pe da, potecile noastre. Probabil că în altă parte e mult mai bine. Și acest probabil că în altă parte e mult mai bine e foarte puternic. Deci să creezi o instituție de educație care într-un mod contracultural, să contracareze ideea asta și să zic că nu putem crea ceva al nostru aici care să ne respecte identitatea și așa mai departe. E impresionant să vezi cum fac asta cu foarte puține resurse, într-un mediu foarte provocator. Că asta e interesant. Am vizitat și școli care costă 60.000 de euro pe an și unde învăța fiica lui Jeff Bezos. Dar nu m-a impresionat. Nici pe departe, cum m-au impresionat locurile astea în care așa un fel de niște davizi se luptă practic cu Goliat și reușesc. Ok, deci era o universitate în care ei învățau cum să-și valorifice mai bine comunitatea, cum să învețe, cum să trăiască viața pe care ei și-o doresc cu adevărat. Da, cuvântul pe care l-am asociat eu cu universitatea asta e a resemnifica. Semnificația e foarte importantă în viețile noastre și ei învățau pe studenții lor să resemnifice lucrurile. De exemplu, unul dintre studenților mi-aduc aminte că ne-a zis la întâlnirea cu noi, cei care vizitam, ne-a zis că eu am învățat să fiu revoluționar în propria mea viață, să resemnific lucrurile. De exemplu, un lucru banal cum e și bărbații să spele vasele. Asta e genul de schimbări pe care ei le făceau în viața lor de zi cu zi, după ce se duceau la această universitate. Foarte, foarte ancorat așa în nevoile comunității. Da, 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 și au făcut multe lucruri impresionante. De exemplu, să continue să facă agricultură organică, să nu mai folosească pesticide și tot felul de chimicale. Lucru pe care îl învață tot în școală.
lucru pe care îl învață, nu, îl învață din economie așa cum e. Okay. Așa face toată lumea, așa există produsele astea, așa, adică tendința e spre asta. Dar pe termen lung e foarte dăunătoare practica asta. Un alt exemplu de proiect? Un alt exemplu de școală care ți-a plăcut. Da, poate un pic diferit în multe feluri. Universitatea se numește Deep Springs. E o fermă de vaci, practic, într-un deșert izolat. Cred că la vreo 30-40 de kilometri e cel mai apropiat oraș. Valea asta e înconjurată de munți, te simți că ești pe lună acolo. Și în singurul lucru care se află în acest deșert înconjurat de munți este această mică fermă de vaci, care e o universitate. Și acolo se duc oameni la 20 de ani, pentru 2 ani, să trăiască în acest deșert. Au un curriculum destul de clasic de Liberal Arts College, cu foarte multă libertate, adică ei singuri aleg ce profesori vin să le predea și ce materii. De exemplu, când am fost eu acolo și i-am vizitat, studenții tocmai se gândeau ce curs vor să facă și alegeau între, ajunseseră la ultimele două opțiuni, între desen și limbaje vizuale. Adică cam același lucru, dar cu un alt, să zicem, nivel de zoom. Uh-huh. Ori facem desen, ceva foarte specific, o tehnică anume, sau vrem un curs despre limbaje vizuale. Și aveau conversația asta, foarte interesant. Și cum ajungeau să ia decizia până la urmă? Decideau democratic împreună. Este cel mai democratic, cea mai democratică universitate pe care am văzut-o. Și asta e o dimensiune a libertății. Adică există libertate individuală să-ți alegi propriul tău parcurs. Există și libertate colectivă, adică libertatea unui grup de a-și defini mediul în care învață. Și ei acolo aveau această libertate colectivă să invite noi studenți, adică să selecteze noi studenți care vin la universitatea asta, să selecteze profesorii care vin să le predea și inclusiv să rea... De exemplu, erau într-o discuție despre reamenajarea unui pod pe care îl foloseau ei și era destul de periculos, ei se urcau pe acoperiș, nu știu ce, și adulții din sistemul ăsta se gândiseră că vor să facă niște modificări. Și ei nu erau de acord. Și inclusiv am asistat la o discuție despre asta. Adulții fiind cine mai exact? Colegiul ăsta există de 100 de ani. Și există un endowment prin care îl finanțează. Și evident există un ONG în spate care gestionează tot programul și niște angajați pe termen mai lung, uh-huh, care nu sunt studenți. Okay. Un alt proiect? Un alt proiect. Ceva ziceam de Freire și de Ilici. Un proiect care continuă tot în Mexic cumva filozofia lui Ilici. Este o universitate care e asociată destul de puternic, dacă nu chiar... Da, să zicem, asociată puternic cu mișcarea zapatista. Ce e mai exact mișcarea zapatista? E o mișcare care a apărut acum vreo 30 de ani, cred, într-o regiune a Mexicului care e foarte bogată în resurse naturale, dar oamenii sunt foarte săraci. Asta e paradoxul Americii Latine, locurile foarte bogate în resurse naturale, acolo oamenii sunt foarte săraci. Și înțeleg că populațiile indigene, urmașii maiașilor de acolo, sufereau foarte mult. Adică erau proiecte din astea prin care erau relocați sau o pădure de care ei depindeau era tăiată sau un proiect de autostradă hidrocentrală, tot fel de mega proiecte din astea, intrau în viețile lor fără să-i consulte, fără să-i întrebe și erau din ce în ce mai înghesuiți. Și s-au organizat la un moment dat într-o gherilă, practic, într-o armată,
și-au declarat război guvernului mexican. Războiul, adică guvernul mexican a trimis armata acolo, războiul ăsta a durat vreo 6 zile, au fost destule victime. S-a semnat un acord de pace. Ideea e că de atunci ei au zis, bine, dacă guvernul nu o să ne dea ce cerem, adică autonomia noastră de a ne gestiona propria viață și teritoriu, o să ne luăm noi asta asupra noastră. Și mișcarea asta, practic, și-a creat de 20 de ani încoace și creează autonomia lor. Au propriile lor școli, propriile lor spitale, își cresc mâncare, au propriile lor stații de radio. E un experiment social dintre cele mai interesante din lumea asta. Și evident că felul în care concep ei educația e legat de acest experiment și e tot legat de libertate, dar libertatea asta care înseamnă autonomie comunitară. Deci tot legat de comunitate. Da. Da. Ok. Și cum ai interacționat cu beneficiarii ai școlilor ăstora? Cum arată? Ce fac? Ce zic? Cât de încântați sunt? Ce le place? Ăștia cu care... Adică am în minte, de exemplu, de la prima Universitate Campesina Indigenă. Am în minte pe Nachita. Nachita chiar se ocupa acum de universitate, după ce echipa inițială a dat mai departe, a predat ștafeta. Și Nachita mi-a povestit o seară întreagă de cum s-au bătut ei în satul lor cu o firmă chineză care vrea să înceapă un proiect minier pe teritoriul lor acolo. Și s-a organizat tot satul, evident cu un efort foarte mare, și au reușit să scoată, să dea afară compania chineză. Și îmi povestea ce a însemnat asta. Și după ce au făcut asta, Nachita era foarte activă în a ajuta și alte sate din regiune să câștige genul ăsta de bătălii. Deci pentru mine, cum arată un absolvent al unui astfel de program, e Nachita. E cineva care se luptă, o țărancă dintr-un sat indigenă, care se mișcă mult mai greu decât unul dintre noi în lumea asta, care se ia la trântă cu o companie chineză care vine plină de bani și care se mișcă mult mai ușor în această lume așa cum e, și câștigă, și după aia își dedică timpul să ajute și alte comunități să facă treaba asta. Ăsta e un exemplu, adică un activist curajos. Acolo unde e cel mai mare nevoie. Acolo unde e cea mai mare nevoie. Un alt exemplu e, era un băiat care era un mic antreprenor local. Practica agricultură organică și și-a făcut o mică afacere cu gem, nu mai știu exact ce vindea, în afară de legume și... dar era singurul din satul lui care făcea asta, singurul care nu folosea niciun fel de chimicale și singurul din satul lui care încerca să-și vândă produsele, să facă așa un mic branding și așa mai departe. Adică cineva care încerca să antreneze o întreagă comunitate în a face altfel agricultura, în a face antreprenoriat. Și povestea lui e impresionantă nu pentru că făcea o mică afacere agricolă, ci pentru că în satul lui vrea să inspire și pe ceilalți. În asta era el angajat. Ce învață acești elevi, studenți mai exact la genul ăsta de școli? Pentru că mă gândesc cineva care înțelege prin educație o școală clasică cu română, matematică, chimie, biologie. Ne-ai dat perspectiva asta de angrenare în valorile comunității și de dezvoltarea unei perspective despre cum vrei să trăiești viața, dar dă-ne un exemplu de curiculă sau exista curiculă sau și-o făceau întotdeauna studenții. Nu peste tot, ți-am dat niște exemple de astea. Universitățile astea care sunt foarte ancorate în mișcări sociale, pentru ei libertatea e din zona asta de colectivitate. Mm-hmm. Okay.
Deci, nu la toate, în toate universitățile astea găsești la fel de multă, să zicem, libertate individuală. Sosul secret al acestei universități de care vorbim e un fel de filozofie pe care o au, care se transpune în foarte multe lucruri. De exemplu, ei spun că învățarea la ei în universitate nu pleacă de la un curriculum, cum se întâmplă în majoritatea școlilor. Pleacă de la o întrebare. Întrebarea este, cómo nos va en la vida? Cum ne merge în viețile noastre? Asta este întrebarea centrală de la care pleacă tot curriculumul lor. Întâi își pun întrebarea asta. Asta generează, uite, cum ne e în viață, ce facem în viețile noastre, în curțile noastre, în satele noastre. Și după aia, de acolo construim. Cum putem să ne îmbunătățim propria noastră viață? Și asta, evident, generează un fel de a fi total diferit. Că dacă ne punem întrebarea cum ne merge în viață, automat facem o sinteză. Majoritatea școlilor pe care le știu au, nu vine alt cuvânt decât o epistemologie fragmentată. Adică nu se mai face sinteza. Dacă te uiți care e spațiul pentru sinteză, nu prea e. Adică cineva a făcut odată o împărțire din asta, învățăm matematică, biologie și nu mai știu ce, și nu există un spațiu în care oamenii să se le pună împreună pe toate astea, să-și dea seama ce înseamnă asta pentru viața mea. Uh-huh. Când le pun toate cap la cap, cum anume o să trăiesc eu mai bine mâine? Ok, deci ăsta este ingredientul secret de cum pui cap la cap diverse elemente din viața ta actuală ca să găsești o perspectivă mai mare, mai bună despre cum să-ți trăiești viața așa cum ți-o definești tu. Da, și pentru ei poate să însemne, hei, la noi în comunitate nu ne înțelegem bine. Și de acolo să pornească, înveți niște instrumente de a armoniza comunitatea. Sau poate să zică, uite, avem o problemă cu apa. Înveți sisteme de retenție a apei și așa mai departe. Avem o problemă cu cine știe ce dăunători ale pentru recolte și înveți aia. Care sunt resursele de învățare pe care ei le folosesc în tot procesul lor așa foarte comunitar și democratic, de la uman la, nu știu, acces la cărți, de care sunt resursele pe care le angrenează? Evident că în orice sistem educațional care funcționează, e vorba de ce oameni populează spațiu și cu ce fel de atitudini, idealuri, tip de discurs, așa mai departe. Foarte interesant că la aceștia de care vorbim, niciun profesor nu era plătit. Toți veneau acolo și din oraș, din diverse locuri din Mexic, chiar și veniseră niște filozofi din Spania la un seminar de-a lor de vară. Niciunul dintre oamenii ăștia nu sunt plătiți. Deci toți vin pro bono, voluntariat. Da, voluntariat. Evident, asta creează o autoselecție. Cineva care e destul de... pentru care contează destul de mult să se implice cauza aia și... au alt fel de motivații pentru a face asta decât, de exemplu, să fie plătiți. Și asta e o resursă. Adică e o resursă pe care multe școli, universități, un fel de a funcționa pe care organizațiile astea nu știu al folosi. Adică, văd multe modele educaționale în care se consideră de la sine înțeles că vom plăti profesorii. Pentru că așa poți să-i motivezi, așa poți să-i ai acolo, așa poți să-i răsplătești. Și mi se pare interesant mușchiul ăsta de a atrage aceste resurse educaționale fără tranzacția asta financiară. Pentru că implicit potențează alt fel de tranzacții care de fapt hrănesc foarte mult. Genul ăla de dacă eu sunt acolo profund motivat de succesul oamenilor de acolo, o să se vadă asta, o să se vadă interacțiunea cu ei și evident că o să funcționeze mai bine tot modelul. Și cineva ar putea să întrebe și totuși profesorii ăștia din ce trăiesc, cu ce trăiesc?
Da, profesorii ăștia, mulți vin din, au joburi prin alte părți, sunt profesori universitari la alte universități din Mexic sau au tot felul de alte lucruri, deci nu asta, nu-și câștigă existența din asta, nu mor de foame, cu siguranță. Și evident că e greu, adică e greu să faci asta să se întâmple și probabil că și pentru oamenii ăștia care fac mult voluntariat, în ecuația vieții lor, la un moment dat devine greu. Dar nu cred că e mai greu decât condițiile pe care le găsesc acolo la studenții lor. Deci cumva ei reușesc să găsească profi care să fie motivați, să vină să contribuie la procesul ăsta de învățare fără să fie plătiți, având cumva alte surse de venit care îi susțin totuși să facă această alegere. Da. Povestește-mi puțin despre importanța libertății în educație. Cred că inclusiv din experiența ta de la început, când ai simțit nevoia de control asupra propriei învățări în Politehnică și până când ai, nu știu, vizitat ultima școală bazată pe libertate, probabil că a fluctuat așa puțin perspectiva asupra importanței libertății în sau nu a importanței, dar cam care e perspectiva asupra unui proces de educație bazat foarte mișto pe libertate. Lumea pare să fie speriată de libertate, pare că pierde controlul, nu mai sunt eu cel care îți spune ce să înveți, pare că tu nu știi, n-ar trebui să știi mai bine decât mine. Și cum îmbogățim publicul care se uită la noi cu perspectiva asta de educație, rețeta libertății în școală. Poftim, uite, o expresie pompoasă. Cred că pot să o apuc din două părți. Una e pentru spiritele libere, oamenii care pun preț pe libertate pur și simplu. Libertate nu doar în educație, în general. Și mi se pare foarte evident că dacă pui preț pe libertate, o să faci și educație și orice altceva cu libertate, o să cauți medii care sunt bazate pe libertate. Deci ca principiu, ca valoare în viață. Da, și cred că asta simt eu, deși n-am de unde să știu asta, dar simt că mulți oameni prețuiesc asta în viețile lor. Destui oameni prețuiesc destul de mult asta. Dincolo de asta, libertatea poate să aibă și un rol funcțional. Adică să zici, chiar și pentru oamenii care nu prețuiesc așa de mult libertatea, e mai bine să faci educație cu libertate pentru că te duce la rezultate mai bune, altele decât libertate. Okay. Și aici cred că, adică, nu știu dacă mai e nevoie să mai zic asta, poate pentru multe lume evident, de exemplu, în momentul în care ai controlul asupra propriei tale educații, ești mai motivat să îți creezi o motivație intrinsecă. Adică funcționezi pe motivație intrinsecă. Și motivația intrinsecă, din punctul meu de vedere, e mai puternică. Evident că nu poți să generezi motivație intrinsecă pentru orice. Și asta e un alt lucru bun. Pentru că dacă nu vei fi motivat intrinsec de orice, o să te duci către lucruri care nu te motivează și le abandonezi. Și până la urmă, educația ta ajunge și să fie un fel de a-ți găsi drumul. Pentru că te prinzi încotro e despre tine și încotro nu. Okay. În momentul în care vine cineva din exterior și zice matematica e importantă, biologia e importantă, aia e importantă, îți ia controlul asupra propriei vieți și chiar dacă a avut dreptate omul respectiv, tu ai funcționat pe logica lui și pe o motivație extrinsecă, adică să iau o notă, să fac ce zic alții. Deci decide altcineva în locul tău ce e mai important pentru tine, cu cele mai bune intenții, că te vor ajuta mai târziu în viață. Și nu-ți găsești drumul tău. Adică s-ar putea să ajungi tot la matematică, română, biologie. Dar una e să ajungi tu și să ai o logică internă, să știi de ce ești acolo și să le înveți pe motivație intrinsecă și e cu totul altceva să le faci pentru că cineva crede că e mai bine așa.
Bun, și atunci dacă s-ar putea să nu vorbim pe alocuri de matematică, fizică, chimie română și poate chiar de lipsa notelor, cum măsurăm totuși educația sau ce măsurăm din educație? Sau poate o întrebare și mai de dinainte, de ce facem educație? Depinde ce model avem. Mie îmi place cum o formulează Freire. El zice că educația fie este un fel de a îndoctrina noile generații în logica prezentului, sau educația poate fi practica libertății, prin care oamenii învață să transforme lumea lor. Eu sunt pentru educația ca practica libertății, doar că ea, așa cum o vedem foarte răspândită, ea este o îndoctrinare în logica prezentului. Și se vede foarte limpede că o școală de acum este organizată ca o fabrică de acum 100 de ani. Între timp, nici măcar asta nu mai e util. Adică logica prezentului a evoluat față de logica școlii. Dar chiar și așa... Școala a rămas un pic în urmă, numai că chiar și logica asta pe care o avem acum în afaceri, să zicem, și ea are nevoie să fie transformată, pentru că nu mai merge așa prea mult. Și eu cred că, adică sunt diverse feluri în care poți să vezi scopul educației. Eu îl văd ca fiind legat de individ foarte mult, de înflorirea individuală. Și asta numai fiecare poate să știe ce înseamnă asta. Adică pentru cineva care pune preț pe libertate, înflorirea ta e ceva ce numai tu poți defini și numai tu poți conduce. Eu nu pot să măsor dacă ai înflorit. Chiar și dacă am 5 ani? Când ai 5 ani, ești undeva pe drum. Nu se poate spune. Dar eu cred că există foarte multă înțelepciune în instinctele unui om, chiar și la 5 ani, chiar și la 2 ani. Și oamenii se nasc cu o capacitate enormă de a învăța, absorb din jurul lor. De exemplu, nu trebuie să-ți predea nimeni vorbitul. Vorbitul e un lucru foarte complicat și îl absorbi. Evident, trebuie să fie oameni în jurul tău care vorbesc cu tine, vorbesc pe lângă tine. Dar atât. În rest, tu absorbi. Și așa se întâmplă cu foarte multe alte lucruri. Nu trebuie să te învețe nimeni să țină o lecție despre mers. Să fie oameni prin jurul tău care să te ajute, să te ridice când cazi. Să te prindă, dar nu e nevoie de un curriculum pentru a învăța. Un training. Un training. Și cred că, în general, e valabil. Cineva la 5 ani va avea curiozități, va pune 1.000.000 de întrebări, va explora în tot felul de părți, va vrea să facă lucruri și pentru că vrea să facă lucruri va trebui să învețe alte lucruri. Și există modele educaționale în lume, școli democratice, în care oamenii au deplină libertate de la 4 ani încolo să facă cele tai capul, să joace toată ziua dacă vor și funcționează. Oamenii ei ajung, oameni împliniți și promovează sănătoși la cap. Nu e un mister. Știm că oamenii se descurcă cu propria libertate. Deși pe unii pare să îi îngrozească ideea, mai ales că au trăit poate suficientă vreme fără. Dacă n-ai văzut, ți se pare că numai la școală poți învăța să citești, de exemplu. Dacă ai fi trăit printre oameni care nu se duc la școală și totuși învață singur să citească, ai fi zis, hei, nu trebuie să le predăm asta, se descurcă. Și ai vedea că la fel de natural oamenii descoperă matematica, pentru că e un limbaj care te ajută să înțelegi lumea. Deci la un moment dat vei avea nevoie de matematică și o vei descoperi și o vei învăța. Și tot așa. Doar că lumea noastră e definită foarte mult de obsesia controlului. Și simți că trebuie să te asiguri că... Când vezi ceva. Că omul învață ceva și învață ce trebuie. Adică nu ce vrea el, nu se joacă toată ziua pe tabletă. Trebuie să învețe ce știu eu că e valoros. Și pe aia te apuci să faci listă cu ce crezi tu că e valoros. Și așa apare o curiculă. Și așa apare o curiculă și așa apare o închisoare pentru primii 12 ani din viața ta, practic. Doar 12 ani. Restul urmează și opționali. Opțional, dar foarte frecvenți. Și următorii 4, 5.
Îndrăznesc să te întreb dacă ne dai voie să vedem așa puțin cum îți imaginezi tu, și o să zic, un mediu de învățare, un context de învățare mai mare, nu o să-i zic neapărat școală, în care educația se întâmplă așa cum consideri tu a fi cea mai valoroasă, și poate ne ajută să înțelegem, apropo de subiectul legătura între educație și celelalte sisteme din care facem parte. Bănuiesc că e o perspectivă care atinge și subiectul ăsta. Dacă ar fi să ne imaginăm un mediu de învățare în care tu crezi foarte mult, cum ar arăta? Ce ar aborda? Ce conexiune ar face? O să fiu un pic provocator intenționat. Aș desființa toate școlile și toate universitățile. Pentru că învățarea, de fapt, se întâmplă dacă în comunitate. Dacă nici asta n-a fost picul în această emisiune, atunci nu știu ce va fi. Da, deci le-aș desființa pe astea. Da. Okay. Deci toate școlile. Dacă aș fi un dictator absolut, da, evident, și oamenii... Și această putere, ai face-o. Cum imaginez, dacă aș scrie o carte despre o viitoare societate, n-ar avea școli. Ok. N-ar avea școli, oamenii ar învăța peste tot timpul, și ar fi evident multe spații dedicate învățării, că bibliotecile s-ar transforma în niște centre de învățare care au nu doar cărți. Au spații, au makerspace-uri, au toate instrumentele pentru creativitate. Învățarea ar fi îmbinată cu creativitatea. Oamenii ar învăța mereu și s-ar arunca în proiecte noi pe care nu știu încă să le ducă la bun sfârșit, ca să învețe din ele. Și aici intervine o altă componentă a învățării din viitor. Învățăm și lucrurile pe care cineva de pe planeta asta le știe deja. Deci vreau să văd cine știe, nu știu, să fac o imprimantă 3D și să învăț de la el cum se face asta. Dar avem de învățat și multe lucruri pe care nu știe nimeni să le facă. Deci e o învățare experimentală, e o învățare din asta, un fel de cercetare în acțiune. Uh-huh. Faci ceva, faci un mic experiment, ai grijă să-ți colectezi toate datele din experimentul ăla și după aia mai faci încă un experiment și tot așa. Până te prinzi care e varianta bună prin care ți se. Da. Și cred că multă învățare ar trebui să aibă acest spirit. Pentru că întotdeauna ai de învățat din ce au făcut oamenii de până acum, dar ai de făcut și această cântărire. Trebuie să cântărești ce e util și ce nu. Ce păstrăm și ce nu păstrăm din ce s-a făcut până acum. Ce se aplică contextului în care sunt și ce nu se aplică. Și asta... Ăsta e un mușchi. Eu îi zic... îmi place să mă gândesc la asta ca la înțelepciune. Că înțelepciunea de a cântări toate incertitudinele unui moment, toate informațiile care sunt și ale care nu sunt încă, și de a le pune pe toate cap la